munte de gunoi. Și că e groapă de gunoi. Uite aici. Uite ce avem aici. Demolări din construcții. Uitați. Aici iarăși. Deci exact pe malul Cernii. Uitați ce e aici. Cineva a dat startul. A adus bucățile astea imense de beton. Și după aceea oamenii, uitați ce au cărat și au adus. Vase de toaletă. Resturi menajere, pleci de zbociment. Aici e Cernă. Și dincolo de ea, la circa 200 de metri, e o stație de epurare. Locația e denumită pe hartă, pe Google Maps, ca strada stației de epurare. Strada stației de epurare. Uitați ce avem. Foarte frumos. Acolo gunoaie, mai departe tot la fel e un morman. Asta e după la ceva bar sau restaurant. Asta e de la ceva bar sau restaurant sau magazin. Lăzi întregi. Sticlă, plăci de azbociment. Sticlele puteau preda la un centru de reciclare. Astea, la fel, plasticul. Nu știu ce e aici. Aici e o mașină de gunoi. Uitați ce poate să fie aici. Plastic, resturi din demolări. Deci, după ce mi-am. Chiar și o plapumă. E nevoie cineva de o plapumă. Măcar puteau să le ardă, să le pună pe foc. Țigle, peturi. Unii și-au făcut curat, au tăiat pomii și au adus crengile aici. Asta se putea arde. Se putea face căldură pe ele. Morman de plăci de azbociment. Imens, vă dați seama aici dacă s-ar decoperta și s-ar scoate pământul ăsta ce e aici. De fapt, aici e o groapă de gunoi. Un leghean. Peturi. Acum sunt la baza ei. E vreo 3-4 metri înălțime. Nu se poate așa ceva.